Evident, excelent, vrea să pară permanent. Că ăștia vor să ne fure, să ne arunce în Occident. Și că lirica e moartă, trebuie să ieșim pe poartă dacă vrem să fim uniți, că ăștia vor să ne despoartă. Nu se primesc albumele, ci că e agresiv limbajul. De asta se exclud pe loc, nu se ascultă mesajul. După care anturajul își face apariția, bootlegger la colțul străzii, apare miliția. Nu avem nevoie de promovare, băi frate, că albumele se vând și la bloc în spate pentru târfele mascate. Ce cred că vindem legale, ne pândesc zi de zi să ne bage la recoare. Doar trăiești în România, aici totul e posibil. Dacă vezi mame la 12 ani, nu e incredibil. Este plin de sifoane peste tot, vrei nu vrei, mai găsești și pe când de ăștia ce se dau atei. Ci că zic că sunt atei, dar atunci când au de greu, prima lor cale de bine este drept la Dumnezeu. Și mai cumpără albume pe ascuns de la băieți, fără să știe hip-hop-ul, ne zic: mă, ce tari sunteți! Ăștia vor conglomerații fără bani de cheltuială. Vor să vină totul gratis, că pe străzi e plictiseală. Vor haleale să-și îndoape gurile cu cei mai buni, când de fapt bagă la greu droguri, alcool și tutun. Băi, dogarei, avem pentru fiecare câte o bucată scrisă și ceva de mâncare. Aici se halește bine, underground întunecat. Și ai să-ți o iei în pot dacă te dai psihopat. Că aici nu băgăm stomacul la încălceală cu ratații, ce stau pe amenințări și își vând pe bani frații. Cocaina își face loc lângă colțuri pe la bloc. Băieții o trag și vând până nu mai e deloc. Că străzile au rămas pustii la miază noapte. Noi nu credem în vorbe, te futem de nu faci șapte. Zic mai bine să ascult, că nu suntem surdomuți, să zicem că jucăm teatru, voi copii, noi adulți. Trebuie să ascultați ce zicem, să nu vă chemați părinții. Dacă ajungem aici și ajungeți în rai cu sfinții, că ăsta sunt eu, frate, vin din vălticenii vechi. Și de aici fac muzica ce te sparge la urechi. Pe stomacul gol se bagă iarbă și alcool. Nu ne comercializăm, avem propriul decor. Încearcă să ne obligi, că încercăm să te călcăm pe cap ca să înveți, că aici nu ne jucăm. Pot să zic mult în 4 minute 37, că aici se povestește ce fac poeții în noapte. Dacă înțelegi ce zic, atunci ești băiat bazat. Dacă nu știi ce vorbesc, atunci să te încăgat. N-am să stau să-mi răcesc gura pentru fraieri cu manele care stau pe interes. Vai, Doamne, zilele mele, că i-au părăsit pizdele și fac pe Facebook spam cu melodii de-a lui Guță, Liviu, Puștiu și Salam. Sunt pizde ce se dau poeți, că dau prea mult din gură și se opresc doar atunci când le dai pulă. Ești fericit de din boscheți, că au produs bani și au pierdut virginitatea de la 11 ani. 20% mame, 40% pe centură. Învață de la fiecare prost cum s-o ia în gură. Și părinții se întreabă unde sunt copiii lor, iar copiii stau la bar turnând pe cât alcool. Nu mai trebuie să întreb, răspunsul la colțul străzii. Bootlegării stau și așteaptă să aducă pace brigăzii. Cu frate mi oada am hotărât să spargem capete și întreabă asta. Unii mă privesc ca oaspete, amici, lasă-mi jos capul dacă vrei să te afirm. Că și așa nu ne suporți și mai vrem să fim și fin. Înțelege că nu-i loc de joacă prin cartier. Tu ești doar un copil ce vrea să pară sever. Îți dau palme peste bot până când te liniștești. Deci mai bine zic să taci și să nu mai îndrăznești. Să-mi zici cum merge treaba cu garda și poponarii, că ăștia vor să ne aprindă lumânări ca palamari. Ascunde ce ai mai bun, că o să dispară în zare. Și n-ai să-ți mai vezi viața nici măcar la depărtare. 20 de strofe scrise și transmise în microfon, tot n-ai înțeles nimic, dar te dai mare patron. Asta-i treaba cu băieții, ne ajutăm între noi cum putem și cum avem, fără să simțim nevoie. Ar trebui să închei, că deja este prea mult în față să înțelegi. Eu te-am lăsat, hai salut, bă!